În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al treilea din testul 6 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de evaluare național. La primul exercițiu avem un trapez isoscel, trebuie să arătăm că linia mijlocie este egală cu 6 metri, trebuie să arătăm că AD este 2 radical din 2 metri și trebuie să demonstrăm că în mână pe este un pătrat. Mai apoi, știm că avem un paralelipiped dreptunghic, trebuie să aflăm aria Trebuie să aflăm area unei fețe, apoi distanța de la un punct la o dreaptă și unghiul dintre o dreaptă și un plan. După cum știți, programa pentru examenul de evaluare națională s-a modificat, drept pentru care aceste teste de antrenament vor fi modelele cele mai importante pentru acest examen, iar tipul acesta de cerințe sunt foarte importante pentru examen. Adică, voi trebuie să știți, să aflați distanța de la un punct la o dreaptă, apoi unghiul dintre două drepte sau unghiul dintre o dreaptă și un plan și distanța de la un punct la un plan. Haideți să începem cu primul exercițiu. Scriem datele. Avem ABCD trapez isoscel cu AB paralel cu CD. Apoi AC e perpendicular pe BD. AB este de 8 metri. CD este de 4 metri. Punctele M, N, P și Q sunt mijloacele laturilor AB, BC, CD și DA. Iar O este punctul de intersecție dintre diagonalele trapezului. Adică AC intersectează BD în punctul O. Să se arate că Linia mijlocii a trapezului este de 6 metri. Apoi, să se arate că AD este egală cu 2 radical din 10 metri. Și punctul C, să se arate că patrulaterul mână pe Q este un pătrat. Haideți să facem desenul. desenați și voi un trapez isoscel. Dacă în acest trapez isoscel diagonalele sunt perpendiculare, înseamnă că acest trapez este un trapez ortodiagonal. Acest lucru ne va ajuta pe parcursul rezolvării. Vom vedea imediat de ce. Sălnătăm. Apoi, M este mijlocul lui AB. N este mijlocul lui DC. Q este mijlocul lui AD. Iar N este mijlocul lui BC. Vom trasa intersecția, vom trasa diagonalele. Haideți să trasăm și pe chiunu punctat, precum în desen. Și pe parcurs vom completa desenul pentru a rezolva toate aceste cerințe. Haideți să începem cu punctul A. La punctul A. Trebuie să arătăm că linia mijlocie este egală cu 6 metri. Vă reamintesc, linia mijlocie este segmentul determinat de mijloacele a două laturi. În cazul acesta, fiind vorba de un trapez, linia mijlocie este segmentul determinat de mijloacele laturilor neparalele. De aceea, linia mijlocie va fi paralelă cu cele două baze ale trapezului și va fi egală cu jumătate din suma lungimilor bazelor. Haideți să facem aici pe o nouă pagină toate aceste lucruri să vi le explic ca voi să puteți înțelege mai ușor. Dacă avem un trapez și vom construi segmentul determinat de mijloacele laturilor neparalele, acest segment, vă reamintesc, că este o linie mijlocie. Iar linia mijlocie are două proprietăți. 1. Ea este paralelă cu bazele. În cazul acesta, haideți să notăm linia mijlocie cu MN. MN este paralelă cu AB, dar MN este paralelă și cu DC. A doua proprietate este referitoare la lungimea sa. Într-un trapez, linia mijlocie este egală cu jumătate din suma bazelor. În cazul nostru, MN este AB plus DC supra 2. Pentru că tot suntem aici, aș vrea să ne reamintim și cum aflăm segmentul determinat de mijloacele, segmentul determinat de linia mijlocie și de diagonale. Dacă puteți observa, este acest segment micuț care se formează aici segmentul dintre linia mijlocie și diagonale, acesta. Haideți să-l notăm cu PQ. Dacă linia mijlocie era semisuma bazelor, segmentul determinat de linia mijlocie și de diagonale este semi-diferența bazelor. În acest caz avem că PQ este AB minus DC supra 2. Pentru că tot suntem la recapitulare, haideți să vă reamintesc cum aflăm înălțimile în cazul unui trapez ortodiagonal. Dacă avem un trapez ortodiagonal dreptunghic, haideți să-l notăm, ABCD. Aș vrea să rețineți faptul că înălțimea acestui trapez, dacă este ortodiagonal, precizez, e foarte important asta, dacă diagonalele sale sunt perpendiculare, atunci înălțimea sa, voi scrie aici, înălțime, trapez, ortodiagonal. Trapez dreptunghic ortodiagonal, ca să fiu și mai clară. Doar în cazul în care trapezul este ortodiagonal și dreptunghic. Înălțimea este media geometrică dintre lungimile bazelor, adică este radical din baza mare și baza mică. În cazul în care avem un trapez isoscel ortodiagonal, înălțimea unui trapez nu-l voi mai desena pentru că avem trapezul isoscel ortodiagonal în problemă. Înălțimea unui trapez isoscel ortodiagonal. ortodiagonal. este media aritmetică a lungimilor bazelor. Repetăm încă o dată, în cazul în care trapezul este ortodiagonal, avem două situații. Dacă trapezul este dreptunghic, înălțimea este media geometrică dintre baze, iar dacă trapezul este isoscel, înălțimea este media aritmetică dintre baze. Acest lucru nu se mai aplică în cazul în care trapezul nu este isoscel sau dreptunghic. Aceste două formule le folosim doar în această situație. Revenind la problemă, Trebuie să aflăm lungimea liniei mijlocii. Haideți să vedem cine este mai întâi linia mijlocie la noi. Așa cum am spus, din definiție știm că linia mijlocie este segmentul determinat de mijloacele laturilor neparalele. Observăm că mijloacele laturilor neparalele sunt Q, respectiv N. Atunci cu asta vom începe. Q este mijloc pentru AD, iar N este mijloc pentru CB. De aici rezultă că QN este linia mijlocie a trapezului. Și atunci ne rezultă două proprietăți. Și anume, pe de o parte QN, QN, da, QN va fi paralelă cu AB și cu DC, pe de altă parte, linia mijlocie este jumătate din suma lungimilor bazelor, adică QN este AB plus DC supra 2. Pentru că noi trebuie să aflăm lungimea liniei mijlocii, vom folosi a doua proprietate. O voi scrie de la capăt. QN este. Din ipoteză știm că baza mare AB este de 8 metri, iar baza mică este de 4 metri, supra 2. Asta înseamnă 12 metri supra 2, de unde rezultă că într-adevăr QN este egală cu 6 metri. Rețineți formula pentru linia mijlocie, pentru că uitați, foarte ușor am câștigat 5 puncte. Continuăm acum cu punctul următor. La punctul B trebuie să arătăm că AD este 6 radical din 10. Voi scrie pe desen cât sunt bazele. Baza mare era de 8 metri, iar baza mică era de 4 metri și trebuie să aflăm practic laturile neparalele. Dacă trebuie să aflăm laturile neparalele, avem mai multe variante de unde le am putea afla. Notând punctul de intersecție dintre diagonale, cu O, variantele pe care le am putea avea. Știind că diagonalele sunt perpendiculare, este să lucrăm fie în triunghiul AOD, de exemplu, fiind un triunghi dreptunghic, putem foarte ușor să facem teorema lui Pitagora și să aflăm cât este AD. Un alt triunghi dreptunghiic în care am putea lucra este triunghiul determinat de înălțimea din punctul d și baza ab. Depinde de ceea ce vreți voi să faceți. Haideți să facem cu înălțimea din punctul d. Vom nota înălțimea din punctul d cu x astfel încât am construit. Construim dx perpendiculară pe ab și cy perpendiculară pe AB. De aici rezultă că DXYC este un dreptunghi. Dacă acesta este un dreptunghi, asta înseamnă că XY va fi egal cu DC, nu-i așa? De unde rezultă că XY este egală cu 4 metri. Și vom scrie pe ea că este 4 metri. Dacă noi știm că acest trapez este un trapez isoscel, atunci segmentele determinate pe baza mare de către înălțimi vor fi congruente. De aici rezultă că AX egal cu, congruent cu, By. Și haideți să vedem cum aflăm care este lungimea lor. Pentru că toată baza mare este de 8 metri și am aflat că segmentul XY are lungimea de 4 metri, făcând diferența putem să aflăm cât este suma dintre AX și BY, ulterior să aflăm lungimea lor. Vom scrie că AB este egal cu AX plus XY plus BY și înlocuim AB, știm că este egal cu 8 metri, egal cu AX plus XY este de 4 metri, iar YB știm că este congruent cu AX, adică au aceeași lungime, de aceea putem să scriem în locul lui BY tot AX. Observăm că putem să scădem 4 metri și vom obține 4 metri egal cu 2AX. Împărțind relația la 2, vom obține că AX este egal cu 2 metri, implicit BY are tot 2 metri. Pentru a afla cât este AD, nu ne rămâne decât să știm cât este dx, înălțimea trapezului, după care vom afla imediat prin calcul cât este AD. Așa cum am spus mai devreme, în cazul în care discutăm despre un trapez ortodiagonal, avem situațiile speciale în avantajul nostru, când trapezul este și isoscel sau este dreptunghic. În cazul nostru, trapezul este isoscel, de aceea, așa cum am scris și aici. Înălțimea este media aritmetică dintre baze, și atunci asta vom folosi pentru a afla cât este înălțimea trapezului nostru. Noi știm că ABCD este un trapez isoscel, dar în acest trapez știm că AC e perpendiculară pe BD. Asta înseamnă că înălțimea de X sau CY va fi media aritmetică dintre baze, adică AB plus CD supra 2. Asta înseamnă că DX este practic egală și cu linia mijlocie, dacă ne gândim. DX va fi 8 plus 4 pe 2, adică DX este egală cu 6 metri. Haideți să mergem acum să aflăm cât este AD. Imediat mai inserăm niște pagini. Și acum să inserăm și desenul. Avem x respectiv y. În triunghiul dxa, cu măsura unghiului x de 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora, vom obține că suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. În cazul nostru, catetele, adică laturile care formează unghiul drept, sunt dx și ax. Și atunci vom avea că dx la 2 doua plus ax la 2 doua este dA la 2. doua. Înlocuind, dx am aflat că este 6, 6 la 2 doua plus ax am aflat că este 2, 2 la 2, egal cu dA la 2. 6 la 2 doua este 36 plus 2 la 2 doua este 4 egal cu dA la 2. doua. Asta înseamnă că 40 este egal cu dA totul la 2, de unde rezultă că dA este radical din 40. Haideți să-l descompunem pe 40. 40 se divide cu 2, obținem 20, iarăși cu 2 obținem 10, 2, 5, 5, 1. Observăm că formăm o pereche cu 2, de aceea dA va fi egală cu 2 radical din 10 cm. Haideți să verificăm dacă ăsta era răspunsul. Da, D a trebuia să fie 2 radical din 10 cm. Mai avem de rezolvat doar punctul C și anume trebuie să demonstrăm că mână pe Q este un pătrat. Haideți să-l desenăm. Punctele A și B au fost destul de accesibile, aș spune eu. Trebuie să ne concentrăm pe a realiza o demonstrație frumoasă la ultimul punct. Acum mi-am dat seama că m, din greșeală nu am pus P-ul pe desen. Haideți să vedem unde este P. M este mijlocul lui AB, nu este mijlocul lui BC. P este sus, da? Nu a contat până acum în problemă, dar de acum va conta. Aici este punctul. Și trebuie să arătăm că patrulaterul mână pe Q este un rom. Pentru a demonstra că acest patrulater este un rom, avem mai multe variante. Spre exemplu, putem să arătăm că acesta este un rom cu unghiuri drepte. Sau putem arăta că este un dreptunghi cu laturi egale. Sunt mai multe variante prin care am putea să demonstrăm asta. Înainte de toate, cred că este foarte important să demonstrăm că patrulaterul nostru este un paralelogram. În funcție de asta, vom merge mai departe cu rezolvarea sprie de ideea de dreptunghi cu laturi egale, fie spre ideea de romb cu unghiuri de 90 de grade. Haideți să vedem la ce ne ajută faptul că mână, păchiu sunt mijloace. Atunci când într-o problemă este menționat faptul că avem niște mijloace, automat ar trebui să vă gândiți la liniile mijlocii. Linii mijlocii în triunghiuri, pentru că într-un triunghi linia mijlocie este paralelă cu a treia latură și este jumătate din lungimea sa. În cazul acesta, începem de exemplu cu triunghiul ADC. În triunghiul ADC avem Q mijlocul lui AD, iar P este mijlocul lui d din faptul că P este la mijloc și Q este și el la mijloc, va rezulta că QP este linie mijlocie. Dacă QP este linie mijlocie, ea are două proprietăți: este paralelă cu a treia latură și este jumătate din lungimea sa. În cazul nostru, QP va fi paralel cu AC și QP. Va fi jumătate din AC. Va fi AC supra 2. Mergem acum într-un alt triunghi în care putem să facem asta. Spre exemplu, dacă vom veni în triunghiul ABC. În triunghiul ABC știm că M este mijloc pentru AB. Iar N este mijloc pentru BC. De aici rezultă că Mn este linie mijlocie, asta înseamnă că Mn va fi paralel cu AC și Mn este jumătate din AC. Și haideți să ne uităm la cele două relații pe care le-am scos acum. Știam că QP e paralel cu AC și este jumătate din AC, și Mn este și ea paralelă cu AC și jumătate din lungimea sa. În cazul acesta, haideți să scriem relațiile una sub alta pentru a fi mai evidentă concluzia. Și QP este ac pe 2 și MN era paralel cu AC, MN este ac pe 2. Pentru că în patrulaterul MNPQ am identificat o pereche de laturi opuse, paralele și congruente, rezultă că MNPQ este un paralelogram. Ceea ce este foarte important. Haideți să vedem mai departe cum putem să mai demonstrăm ceva suplimentar despre acest patrulater. Așa cum spuneam, pătratul este rombul cu unghiuri drepte. Pentru acest lucru ar trebui să arătăm că MMPQ este un romb. El este momentan un paralelogram. Dacă vom arăta că MNPQ are două laturi consecutive congruente, atunci, din definiție, MNPQ este un romb. Haideți să vedem cum am putea, spre exemplu, arăta că QP este congruent cu QM. Voi insera din nou desenul aici, dar voi avea nevoie de celălalt desen. Stați să-l iau. Ce știm despre Q sau ce am putea să demonstrăm despre Q? -nă? Dacă vom merge în triunghiul DAB. În acest triunghi, știm că Q este mijloc pentru AD și M este mijloc pentru AB. Asta înseamnă că la rândul ei QM este o linie mijlocie, nu-i așa? De aceea QM va fi paralelă cu BD și va fi jumătate din BD. Pentru că pe noi ne interesează să arătăm că o pereche de laturi consecutive este și o pereche de la, avem o pereche de laturi consecutive și congruente. Nu ne interesează atât de mult relația de paralelism, că QM e paralel cu BD, Ce ne interesează mai mult relația referitoare la lungimea sa. Noi știm că PQ este jumătate din AC dar QM este jumătate din BD. Cu alte cuvinte, amândouă sunt jumătăți din diagonalele trapezului, dar pentru că ABCD este un trapez isoscel, noi știm din proprietățile trapezului isoscel că diagonalele sunt congruente. AC este egal cu BD, dacă AC este egal cu BD și PQ este jumătate din AC și QM este jumătate din BD, înseamnă că ele sunt jumătăți din laturi egale. Cu alte cuvinte, rezultă că PQ e egal cu QM. Pentru că PQ și QM sunt laturi consecutive în paralelogramul MNPQ, ne rezultă că MNPQ este un romb. Mai avem doar puțin. Trebuie să arătăm că în acest romb avem și o perechi, și un unghi drept, un unghi cu măsura de 90 de grade. Haideți să identificăm care poate fi unghiul cu măsura de 90 de grade în acest caz. Putem fie să aflăm pe P, fie pe Q, fie pe M, nu are importanță, important este să găsim unghiul de 90. Spre exemplu, haideți să vedem cum putem arăta că măsura unghiului P este de 90 de grade. Voi insera o pagină nouă și desenul, bineînțeles. Dacă vrem să arătăm că măsura unghiului P este de 90 de grade, știind că punctele dp și q sunt coliniare, adică măsura unghiului după că este de 180 de grade, ar trebui să arătăm că măsura unghiului D, P, Q și măsura unghiului P, măsurile unghiurilor D, P, Q și C, P, N, sunt de 90 de grade în total. Pentru că din 180, dacă scădem 90, ar trebui să rămânem cu 90 de grade. Și atunci, dacă ne concentrăm atenția asupra unghiului D, P, Q. Așa. Haideți să vedem unghiul acesta, pe unghiul acesta cum l-am putea afla, cum am putea vedea câte grade are. Pentru că anterior am demonstrat că QP e paralel cu AC, înseamnă că unghiul D, P, Q și unghiul DKA sunt o pereche de unghiuri corespondente. Dacă aceste drepte sunt paralele, înseamnă că ele sunt o pereche de unghiuri corespondente congruente. Haideți să marcăm asta. Apoi, dacă mergem în triunghiul D, C, B, pentru că până este o linie mijlocie, înseamnă că și ea este paralelă cu db, astfel încât unghiul cpn va fi corespondent congruent cu cdb. De aceea ne rămâne să vedem cât este măsura cât, cât sunt măsurile unghiurilor d și c, iar problema este finalizată. Pentru că noi vorbim de un trapez isoscel. Trapez isoscel rezultă automat că segmentele formate pe diagonale, adică DO și QO vor fi egale, respectiv AO și OB. DO va fi congruent cu CO. Asta înseamnă că triunghiul DOC este un triunghi isoscel, nu-i așa? Dar, din ipoteză, noi știam că diagonalele sunt perpendiculare. Aceea era perpendicular pe BD. Asta înseamnă că Măsura unghiului DOC va fi egală cu 90 de grade. Din faptul că triunghiul este isoscel și are măsura unui unghi de 90 de grade, rezultă de fapt că triunghiul DOC este un triunghi dreptunghic și isoscel. Iar din proprietățile triunghiului dreptunghic isoscel, cât știm că, este măsu cât știm că sunt măsurile unghiurilor ascuțite? Păi... Dacă triunghiul este isoscel, înseamnă că are două unghiuri egale. Dacă are un unghi drept, înseamnă că suma unghiurilor rămase este de 90 de grade. Ele fiind egale, fiecare unghi va avea măsura de 45 de grade. Astfel încât măsura unghiului OCD este egală cu măsura unghiului ODC și este egală cu 45 de grade. Haideți să mergem mai întâi la prima pereche de drepte paralele. QP e paralel cu AQ, iar unghiul DPQ Q și unghiul DQO, aceste unghiuri sunt unghiuri corespondente. Pentru că avem o pereche de drepte paralele și unghiuri corespondente, înseamnă că aceste unghiuri corespondente vor fi unghiuri egale. De aceea, rezultă că unghiul DPQ Q e congruent cu unghiul DQO. Asta înseamnă că și măsura unghiului după Q este de 45 de grade. Mergem mai departe în triunghiul D -C -B. Nu am demonstrat încă că o secundă, nu am demonstrat încă că în acest triunghi avem o linie mijlocie, de pentru care trebuie să arătăm că până este linie mijlocie. În triunghiul acesta știam că P este mijloc pentru D, iar N este mijloc pentru BC. Asta înseamnă că PN este linie mijlocie, de unde rezultă că PN e paralel cu DB. Dacă PN e paralel cu DB și unghiurile C P, și D, D, C, D B sunt unghiuri corespondente, înseamnă că ele vor fi o pereche de unghiuri corespondente, congruente. Cu alte cuvinte, rezultă că unghiul, haideți să inserăm desenul, rezultă că unghiul C până este congruent cu unghiul C, dar noi știam că unghiul cât are măsura de 45 de grade, asta înseamnă că și măsura unghiului C până este tot de 45 de grade. Pentru că știam că punctele D, P și C sunt coliniare, pentru că punctul P aparține lui de C, rezultă că măsura unghiului D, P, C, este de 180 de grade. Este un unghi alungit. Dar unghiul după C, din ce unghiuri este format? Dacă ne uităm aici cu atenție, unghiul după este format pe de-o parte din unghiul acesta, apoi avem unghiul Q până și apoi avem unghiul Q până. Sunt cele trei unghiuri, nu-i așa? Haideți să scriem asta. Măsura unghiului după este egală cu măsura unghiului QPD plus măsura unghiului QPN plus măsura unghiului NPQ Înlocuim măsurile cunoscute. Măsura unghiului DPK este 180, măsura unghiului QPD este de 45 de grade, măsura unghiului QPN este necunoscută iar măsura unghiului NPC este tot de 45 de grade. Scădem 45 plus 45 este 90, scădem 90 de grade și vom avea 90 de grade egal cu măsura unghiului Q până. Știam că mână pe Q este un romb, și am demonstrat că acesta are un unghi drept. De aceea, prin definiție, ne rezultă că mână pe q este de fapt un pătrat. Haideți să vedem în continuare problema a doua. Avem un paralelipi pe dreptunghic. Haideți să scriem datele. ABCD. A prim, B prim. C prim, de prim este un paralelipiped dreptunghic în care avem AB de 15 cm, BC este egal cu A' și este egal cu 6 radical din 3 cm, apoi punctul M aparține laturii CD astfel încât CM este de 9 cm. Punctul N este mijlocul lui BC, se cere aria patrulaterului a, b, b a Să arătăm că ea este 90 radicali în 3 cm pătrați. Apoi voi muta puțin datele. Trebuie să arătăm că distanța de la N la C prim de prim este 3 radical din 15 cm. Apoi trebuie să aflăm măsura unghiului dintre MN și ANA'. Haideți să facem desenul. Desenăm paralelipipedul. Să nu uitați de liniile punctate. Haideți să notăm A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, respectiv D prim. M se află pe CD, astfel încât CM este de 9 cm. Pentru că CD este de 15 cm și CM este de 9 cm, e clar că nu e la mijloc, da? Apoi N este mijlocul lui BC. Avem CN' și apoi MN și AM. Nu mai avem nevoie de date. Haideți să vedem cum rezolvăm punctul A. Să se, afle, să se arate că aria patrulaterului ABB, prima prim este 90 radical din 3 cm. Din definiție știm că ABB prima prim este un dreptunghi. Asta înseamnă că aria lui ABB prima prim va fi egală cu produsul dintre lungimile laturilor, adică AB ori BB Înlocuind, avem că aria lui A BB prima prim va fi AB din date știm că este 15, BB știm că este 6 radical din 3, făcând înmulțirea, ne rezultă că aria lui ABB' BB prima prim este 15 ori 6, înseamnă 90, radical din 3 cm pătrați. Foarte simplu am putea spune. Haideți să vedem ce avem de făcut la punctul B. La punctul B trebuia să aflăm, trebuie, nu trebuia, la punctul B trebuie să aflăm distanța de la N la C' de prim. Atunci când trebuie să aflăm distanța de la un punct la o dreaptă, cea mai folositoare teoremă pe care o putem avea este teorema celor trei perpendiculare. Teorema celor trei perpendiculare ne ajută, noi, ne ajută pe noi să aflăm ușor cine este distanța sau cu cât este egală distanța de la un punct la o dreaptă. Cum funcționează teorema celor trei perpendiculare? Mergem în punctul N, și trebuie să vedem cum putem construi sau, că, sau să identificăm, în cazul în care ele sunt deja acolo, perpendicularele, astfel încât să formăm a treia perpendiculară din vârful N, pe planul unde se află cele două perpendiculare pe care le-am folosit. Se observă că KN este perpendiculară pe tot planul. C, D, C, D, c, c, prim, D, prim, nu așa? Asta înseamnă că C, n este perpendiculară și pe C, c prim, corect? Dar C, c prim la rândul ei știm că este perpendiculară pe C, prim, de prim, ceea ce ne ajută pe noi să aplicăm teorema celor trei perpendiculare. Haideți să le facem cu o culoare ca să înțelegeți și mai bine. C, n este perpendiculară pe C, c prim. Dar c, c, prim la rândul ei, este perpendiculara pe C de prim. Nu este o culoare așa de inspirată? Haideți să facem cu o altă culoare. Iar CC prim, așa cum spuneam, este perpendiculară pe CC prim. Asta înseamnă că CN va fi perpendiculara pe C prim de prim. Sunt sigură că ați intuit acest lucru, dar este foarte important să redactăm această demonstrație. Da? Avem CN este perpendiculară pe CC prim. Apoi CC prim este la rândul ei perpendiculară pe C prim de prim. CC prim se intersectează cu C prim de prim în punctul C prim și CC prim și C prim de prim sunt amândouă în același plan, în planul C prim de prim C. Din teorema celor trei perpendiculare ne rezultă că, C, că N C prim adică dreapta construită din punctul N în punctul de intersecție dintre cele două perpendiculare, este perpendiculară la rândul ei pe de prim C prim. Încă o dată, atunci când avem de aflat distanța de la un punct la o dreaptă, ideal ar fi să verificați dacă se poate forma teorema celor trei perpendiculare, astfel încât noi formăm aici unghiul drept și ne rezultă că distanța de la punctul N la dreapta C' de prim este N prim. Haideți să vedem cum o, cum o aflăm. Pentru că știam că N este mijloc pentru BC, ne rezultă că NC este jumătate din BC, nu așa? BC era 6 radical din 3, asta înseamnă că NC va fi 6 radical din 3 pe 2, rezultă că NC este 2 radical din, 3 radical din 3 cm. Așa. Am verificat să văd dacă am reținut bine. Scriem pe ea. Apoi ce ce prim era 6 radical din 3 cm. Nu ne rămâne decât să facem teorema lui Pitagora în triunghiul micuț ce prim CN și am aflat imediat distanța cerută. În triunghiul ce prim CN. Măsura unghiului C este de 90 de grade. Aplicând teorema lui Pitagora, ne rezultă că C prim c la a doua plus cn la a doua este egal cu c prim n totul la pătrat. Suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Și înlocuim. Avem 3 radical din 3 la pătrat plus 6 radical din 3 la pătrat este egal cu c prim n la pătrat. Vă reamintesc că atunci când ridicăm la pătrat un produs trebuie să ridicăm fiecare factor în parte și vom avea 9 ori 3 plus 36 ori 3 egal cu C prim N la pătrat. Asta înseamnă 27 plus 108 egal cu C prim N pătrat. Ne rezultă că C prim N la pătrat este 135. Asta înseamnă că C prim N este radical din 135 și haideți să descompunem să vedem ce obținem. Simplificăm, împărțim la 5, Obținem 27 la 3, obținem 9, 3, 3, 3, 1. Observăm că singurul factor care este de sub radical este 3. Și atunci C prim N este 3 radical din 15 cm. Asta înseamnă că distanța de la punctul N la C prim de prim este de 3 radical din 15 cm. Haideți să vedem dacă asta trebuia să demonstrăm. Da, 3 radicali din 15 cm. Mai departe avem de aflat măsura unghiului dintre MN și planul AM aprim. Voi scrie pe o pagină nouă. Haideți să evidențiem planul acesta. Planul AM prim. este acest plan. Vom nota punctul acesta cu M' și planul AM a prim este identic cu planul AM M, prim, A prim. Pentru că, practic, prin M construim o paralelă la D de prim și C, prim. Implicit A prim. Și atunci, haideți să scriem asta. Fie punctul M prim pe C prim de prim Astfel încât m, m' e paralelă cu A prim, asta înseamnă că planul AMA prim -A este identic cu planul a -M, m a Și trebuie să aflăm unghiul, măsura unghiului dintre MN și acest plan. Pentru a afla măsura unghiului dintre o dreaptă și un plan. Este necesar să vedem cine este proiecția dreptei pe acel plan. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem cine este proiecția punctului N pe planul respectiv. Haideți să vedem ce putem să spunem despre MN, dacă am putea să-l aflăm. Dacă am putea să-l aflăm pe AM, să vedem ce se întâmplă în bază, în dreptunghiul de jos. Pentru asta, haideți să mergem în triunghiul CNM. Știm că măsura unghiului Q este de 90 de grade. Aplicând teorema lui Pitagora, vom obține că Qm la 2 plus Nc la 2 egal cu Mn la 2. știm că este 9 plus Nk este 3 radical din 3 egal cu Mn la 2. 81 Plus 27 egal cu MN la 2. Asta înseamnă că MN la 2 este 108. de Unde rezultă că MN va fi egal cu radical din 108. Haideți să-l descompunem pe 108. Dar pentru asta voi lua desenul pe pagina următoare. Pentru că avem nevoie de el. Și cu ocazia asta, haideți să desenăm și triunghiul acesta despre care discutăm acum, și alături voi face și triunghiul ADM. Le notăm: unghiul drept era Q, M și N, și apoi aveam AD și M. Bun, am obținut că MN. Este radical din 108 și spuneam să-l descompunem. 108 se divide cu 2, obținem 54, 2, 27, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 1. Putem să formăm o pereche cu 2 și o pereche cu 3. 2 ori 3 este 6. Asta înseamnă că MN este 6 radical din 3 cm. Haideți să scriem pe desen. MN era 6 radical din 3 cm, C era 3 radical din 3 cm, iar MC era de 9 cm. Se observă că în acest triunghi, lungimea unei catete este jumătate din lungimea ipotenuzei. Aplicând reciproca teoremei unghiului de 30 de grade, putem să vedem faptul că măsura unghiului M va fi de 30 de grade. Bineînțeles, putem să facem o funcție trigonometrică pentru asta. În triunghiul CMN, măsura unghiului C este de 90 de grade, dar C, N, o cateta, cateta C, este jumătate din mână. Asta înseamnă, din reciproca teoremei unghiului de 30 de grade, că măsura unghiului Q mână este de 30 de grade, adică acesta. Acesta este unghiul de 30. Mai departe, mergem în triunghiul ADM. În acest triunghi, AD este 6 radical din 3, MD este, haideți să-l aflăm, DC minus KM, MD va fi 15 minus 9, asta înseamnă că MD este egal cu 6 cm. Bineînțeles, am putea să aflăm cât este AM folosind tot teorema lui Pitagora sau putem să folosim o funcție trigonometrică pentru a vedea măsurile unghiurilor din acest triunghi, dacă sunt niște măsuri cunoscute. Pe noi ne interesează unghiul acesta. De aceea vom face, spre exemplu, tangenta unghiului M. Nu avem cum să facem sinus sau cosinus pentru că nu știm ipotenuza. Și atunci, în triunghiul ADM, Fiind un triunghi dreptunghic, rezultă că tangenta unghiului AMD va fi egală cu lungimea catetei opuse, adică AD, supra lungimea catetei alăturate, adică MD. Înlocuim, vom avea că tangenta unghiului AMD este. Lungimea catetei opuse, adică AD, este 6 radical din 3. Iar lungimea catetei alăturate este 6. Simplificând, obținem că tangenta unghiului AMD este radical din 3. Dacă aveți la îndemână tabelul sau dacă l-ați învățat deja, cum sper, ne rezultă că măsura unghiului AMD este de 60 de grade. Acesta este un unghi de 60 de grade. Oare la ce ne ajută acest lucru? Haideți să luăm desenul pe pagina următoare și să aflăm, nu i așa? Dacă noi am obținut că măsura unghiului AMD este de 60 de grade, dar măsura unghiului CMN era de 30 de grade, foarte ușor putem să aflăm cât este măsura unghiului AMN. Pentru că mă aparține lui cât înseamnă că măsura unghiului Dmc este de 180 de grade, pentru că trei punct, puncte coliniare formează un unghi alungit, adică un unghi cu măsura de 90 de grade. Și atunci, ne rezultă că măsura unghiului dămă Voi scrie mai bine de sub, Măsura unghiului DmA Plus măsura unghiului AMN plus măsura unghiului NMK aceste măsuri au împreună 180 de grade. Înlocuim unghiurile cunoscute și vom avea măsura unghiului AMD este de 60 plus măsura unghiului AMN care este necunoscut. Este necunoscută. Plus măsura unghiului NMK era de 30 egal 180. 60 plus 30 înseamnă 90, putem să scădem 90 și obținem că măsura unghiului amână este de 90 de grade. Dacă unghiul acesta este un unghi cu măsura de 90 de grade, asta înseamnă că MN este perpendicular pe AM. Haideți să vedem ce spune acest lucru despre măsura unghiului dintre MN și planul acesta. Dacă MN este perpendiculară pe AM, înseamnă că proiecția punctului N pe planul AMEAM' este punctul M. Să haideți mai bine să demonstrăm că MN este perpendiculară pe acest plan. Momentan, MN este perpendiculară pe o singură dreaptă din acest plan. Pentru a arăta că o dreaptă este perpendiculară pe un plan, este necesar să arătăm că această dreaptă este perpendiculară pe două drepte concurente din plan. Nu este suficient să arătăm că e pe o singură dreaptă. Și atunci, mai inserăm încă o dată desenul Știam că Mn este perpendiculară pe AM. Care va fi a doua perpendiculară? După cum știm, A' este perpendiculară pe tot planul bazei, nu-i așa? În acest plan nu se află și Mn. Mn aparține planului ABC. Dacă A' este perpendiculară pe tot planul bazei, înseamnă că va fi perpendiculară și pe ea. Și atunci haideți să vedem cum redactăm demonstrația. Pe de o parte, MN știm că este perpendiculară pe AM. Pe de altă parte, am arătat că MN este perpendiculară și pe A'. Dar AM și A' sunt două drepte concurente în punctul A. Și AM și A' se află în planul A'M. Asta înseamnă Că Mn este perpendiculară pe planul AMA. Dacă Mn este perpendiculară pe acest plan, rezultă că măsura unghiului dintre Mn și planul AMA este de 90 de grade. Sper că v-a fost util acest clip și nu uitați să reveniți pentru o nouă lecție.